Familia regală se pregătește de Crăciun la Săvârșin, acolo unde îi plăcea și regelui Mihai să petreacă sărbătorile. Tradiția merge mai departe, iar membrii familiei regale au pregătit sute de pachete pentru familii nevoiașe și pentru pacienții unui centru medical din Săvârșin. Astăzi, la porțile castelului, au sosit primii colindători. Majestatea sa Margareta a vrut să le ureze personal românilor din Săvârșin sărbători fericite. A pregătit pachete exact așa cum făcea și regele Mihai. Mulțumim frumos, binecazul Milano. Sărbători fericite vă dorim la tot, dragă, și numai bine. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce faci? Sunteți mai bine acum? Da. Mulțumim frumos, multă sănătate și Crăciun fericit. Este un moment dificil pentru că aș vrea să fie, nu să fie așa. Sărăcie. Noi putem să ajutăm cum putem, dar nu e suficient. La ora 12, porțile castelului s-au deschis larg pentru primii colindători de la Crucea Roșie Arad și mai multe grupuri de copii. În ajunul Crăciunului, dubașii de la Săvârșin vor trece pragul castelului pentru a colinda familia regală. Sunt cei mai vestiți colindători din județul Arad și erau preferații regelui Mihai. În 2013 l-au colindat ultima dată.